ce suntem pe arena Francisc von Neumann și vom urmări împreună derbiul provinciei dintre UTA și Universitatea Craiova, ultima partidă a etapei cu numărul 13. Vine după acea victorie, spuneam, cu 3-1 cu Gaz Metan, după doar 4 puncte din precedentele 12 posibile puse în joc și de asemenea a fost abia a doua oară. Ne întoarce lui Screciu, Vlădoiu, puține opțiuni, pleacă însă foarte bine pe culoar Bărbuț. Acestea sunt pasele care-i convin lui Bărbuț. Vine și centrarea, nu e chiar de calitate, dar Mamut lasă pentru Cicl, dă! Ho, ho, ce execuție! Cu exteriorul senzațional, Cicl Dău deschide scorul cu un șut de mare fotbalist. Nici vorbă de offside, Bărbuț pleacă foarte bine din fața defensivei adverse. Aici pe mingea a doua, într-adevăr, o reacție foarte târzie a defensivei arădenilor. Dar iată ce execuția lui Cicl Dău cu piciorul drept. Mingea practic îl ocolește pe Iacob. Superb, superb. Ce spuneam, e un șut de fotbalist de clasă. Centrare la marginea careului mic. O, gol! Gol UTA din fază fixă, învinsă defensiva craioveană. Buhăceanu este cel care restabilește egalitatea. Minutul 22 la primul corner, sau cred că e al doilea. Oricum, defensiva Craiovei este lipsită complet de reacție la această fază. Contraatacul Craiovei, Mamut pentru Ofosu, din nou sprintul foarte bun al lui Ofosu. Ofosu la marginea careului, trece frumos, gol! Gol Craiova, 2-1! Superbă! Gaură mare în flancul drept al defensivei, apoi este depășit fără probleme Simo Rumpulacu, iar Ofosu are cale liberă spre poartă. Prea ușor, prea ușor înscrie Ofosu, pentru că tot vorbeam de golul marcat de Buhăceanu la CFR. Seamănă această pătrundere, iată, a lui Ofosu. Parcă și Iacob stă rău la această fază. Ofosu, după o pasă, totuși, au diferit, foarte diferite, totuși, cele două reprize. Aici cred că a fost hands-ul lui Buhăceanu, dar lasă bine avantaj Marius Avram. Intrare tare și va fi cartonaș galben pe care îl va vedea. Nu, e roșu. E roșu direct pentru Benga. E roșu direct pentru Benga, înseamnă că s-a dus cu piciorul sus, cu crampoanele sus, e singura explicație. Da. Da, are acoperire Marius Avram. Are acoperire, lovește cu crampoanele. Așa sunt emoții de care ar fi putut scăpa fără probleme. Iată, minge centrat în fața porții! Și Albu trimite în brațele lui Pili acelei fază cu care se încheie această partidă. Craiova câștigă pe terenul UTEi.